Acum vreo câțiva ani, 2-3 ani, să zic așa, după calculul meu, deasupra aeroportului Mihail Cocălânceanu, denumit de mine, două bolini roșii, denumite de mine. Deci nu avea lumină. Deci erau ca niște bolini roșii. Deci de acele bolini denumite de mine se deplasau încolo spre est. Pormâna, a doua zi m-am dus la cineva și am discutat problema asta. Discutând asta, așa, da, într-adevăr, scrie în magazinul. Acum, ca să fiu mai lămurit mai bine, am fost la cineva pe internet care a căutat cazul de la Cocălânceanu. Cazul de la Cocălânceanu, ni se explicându-se cu amănunțit, spune felul următor: cazul de la Cocălânceanu, caz îngropat. Pe cazul îngropat, pentru că nici în America nu se dizolvă orice secret când e vorba despre univers, despre extraterestre, despre OZN-uri. Deci nu se dă răspunsul pe moment. După câte țin eu, în 1975, poate nu greșesc, dar oricum, 100% în partea Americii, americanii au doborât un OZN și unii dintre extraterestri trăiau și alții erau în viață. 2006, după calculul meu, am primit un semnal extraterestru care suna cam așa. După calculul meu, e posibil să fi intrat în sistemul de telecomunicații al sateliților de comunicații, așa, și prin antena telefonului fix. Așa am gândit eu. La un moment dat, eu m-am uitat în dreapta. Telefonul aveam pe masă, lângă televizor. Până mi-am dat seama, am intuit eu că de acolo ar fi venit semnalul, dar oricum 100% semnalul l-am primit. Ce se întâmplă? Noi suntem pe câmpul gravitațional al Pământului și ridicăm mâinile în sus, în V, ieșim cu câmpul vizual de pe câmpul gravitațional al Pământului. Pentru că ce se întâmplă? În România nu există instituții de cercetări ale științei Universului. Nu există așa ceva.